Salutare tuturor toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod! Ce cer pentru calitatea acestui episod, însă știu că urmează să apară în 2-3 ore e și m-am gândit să vă las un model de echipă pe care puteți să-l folosiți în primele meciuri la Division Rivals, pentru că sunt convins că foarte mulți veți face asta, veți juca meciurile la Rivals. Știu că foarte mulți poate nu vă puteți băga ceva point să jucați un draft din diferite motive sau pur și simplu nu veți să jucați. Așa că m-am gândit să vă spun câteva principii de bază și e important să înțelegeți ce vor face majoritatea jucătorilor când vor intra în joc. Majoritatea jucătorilor își vor face o echipă în jurul celor trei jucători Luan pe care toți i -i avem. Într-adevăr, toți avem patru jucători, însă trei sunt comuni și în de asta vreau să discut despre cei trei jucători comuni, pentru că la ceilalți nu pot să ce ales voi și ar fi un videoclip mult, prea lung. Deci toată lumea are Van Dijk, Luan, toată lumea are Sancho, Luan, toată lumea are Vinicius loan. Deci toată lumea va avea o defensivă în centru solidă și va avea un atac pe flancuri foarte bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi în apărare trebuie să avem un lb și un rb rapid. Pentru că uh, Sanchez și cu Vinci sunt foarte rapizi. Orice jucător care are peste 85 accelerație și este cât de cât decent, n-are un de 70 ceva să fie un Carl un Silva 74-74, va putea să facă fața acolo. Dacă are până 90, vă recomand să puneți și un anchor pe el, pentru că e destul de important. În centru, în centru, uh, indiferent ce formulă jucați, că jucați 4-2-3-1, că jucați 4-1-2-1-2 uh, sau orice altă formulă aveți nevoie de jucători dinamici, să fie jucători rapizi. Știu că insist chestia cu viteza, însă anul ăsta simt că contează mai mult ca niciodată pentru că jucătorul nu mai poate să te prindă din urmă. Uh, iar uh, referitor la atac, din punctul meu de vedere, pe centru atacului este foarte important să aveți jucători care să finalizeze foarte bine, mai ales dacă jucați 4-2-3-1. Gen, cum este Iovic, pe Iovic l-am pus în echipă acum, însă orice jucător care finalizează bine și are un pace decent, nici să fie mort, va fi bun. De deci, ce vă spun asta? Va fi foarte gros să-l pe Van Dijk, acolo în centrul apărării, vor fi, mai probabil toată lumea va avea Van Dijk cu Gomez, că se leagă foarte ușor, Gomez nu este un car foarte scump. Deci, dacă jucați 4 2 3 cel puțin, în centru și pe cam și pe striker, trebuie să fiți soliți pe, pe, finalizare, pentru că veți avea multe oportunități de, de Sancho și de Vinicius și trebuie cineva să vină să dea gol. Dacă jucați 4-1-1-2, probabil că Vinicius cu Sancho vor fi strikeri și vă concentra mai mult pe uh, centru, să, um, să formați acolo în centru uh, o echipă foarte solidă și foarte dinamică. Ești la 4, 4 1 2 la fel, aceași jucă, trebuie să fie agili, rapidi jucătorii acolo în centru, mai ales uh, cei 3 CVM-uri și cei cele 2 CM-uri. Uh, eu, eu am făcut o formulă acum pentru 4-2-3-1, deci modelul pe care vi l-am acum este pentru 4-2-3-1, însă v-am explicat principiile de bază ca să înțelegeți extrem de important să aveți lb și rb rapizi și este extrem de important ca voi să dominați jocul la jumătate. Nu uitați viteza, dimensiunea jucătorului, ce face el când îl controlezi și, și stamina pe care o are. Asta sunt cele mai importante lucruri. V-am lăsat un model acum în imagine, o să vă spun și cum am gândit eu acest model. Haideți să vedem cam care este echipa. Aceasta este echipa pe care am compus-o. M-am limitat la 20.000 de coins ca să fie pentru toată lumea uh, bugetul acesta. Însă, dacă aveți mai mulți coins, cu siguranță puteți să mă mai ales la portar acolo, aș lua, nu știu, un chepa sau așa. N-am vrut să sar foarte mult cu bugetul. Momentan, după prima zi, deși nu am primit nimic la pachete, am ajuns undeva la 50.000 de coins, însă ha, am stat destul de mult azi noapte ca să fac această sumă pentru că nu am mers chiar așa de, chiar așa de ușor sniping-ul și trading-ul. Însă e important să înțelegeți principiile. Bun, portarul. Dacă vă, puteți permite un portar care să fie mai bun gen Kepa, foarte bine la pe Kepa, nu ce orice portar de 83-84 acolo uh, și cred că și Leno e foarte ok. El am ales pe Adrian pentru că are un 90 suficient de înalt, uh, se leagă verde cu Van Dijk uh, și am vrut să vă dau o idee mai ușor de chemistry. Uh, În apărare, lângă Van Dijk l-am pus pe Gugio Gomez, foarte bun Gomez, uh, l-am testat și la, și la demo, mi-a plăcut foarte mult cu mereu a fost un, un fundat solid pe stânga, este rapid, ăsta ca merge cu Anchior, cam aveți nevoie de Anchior la asta pentru că nu are 90 viteză. Edlin, cu toți știm pe Edlin, uh, mereu a fost un car foarte bun și cu siguranță va fi și acesta un car foarte bun, 92 pace este excepțional. Uh, aici avem pentru cei care îl aveți pe Pogba, clar să pe Pogba pentru că am văzut că Pica, Pica a picat la Loan pentru CMU-uri Pogba. Um, însă pe celălalt village aș recomanda Chamberlain. Se leagă și cu Sancho E în engleză și jucătorul ăsta e masiv, Ăsta e jucător cheie aici în echipa, în echipa asta probabil este, Se leagă și cu Sancho Și este extrem de, de dinamic la, ce, la poziții de CDM, CM Ce vrei tu acolo la, la închidere Este foarte, foarte bun și face bine și faza ofensivă um, Keita și Lingard Pe Keita l-am testat la, la demo e ok Lingard um, Mie mi-a plăcut mereu Lingard la început în FIFA, este decent, iar în atac l-am ales pe, pe lângă Vinicius și pe Sanchel, l-am ales pe Joviș pentru că am zis finalizează foarte bine, este foarte bun acolo la, la, la gol în fața porții. Cam ăsta e modelul de echipă pe care eu l-am creat, nu trebuie să vă luați să-l copiați identic pe acesta, puteți să faceți propriul vostru model, ideea este să aveți flancuri rapide. Uh, să dominați centrul prin principiile pe care le-am spus, Stamină, mine, uh, dimensiunea jucătorului, viteză și uh, cum, uh, cum se poziționează în teren. Iar în atac să aveți jucători bun la finalizare. Asta a fost video pentru astăzi. Uh, vă urez foarte multă baftă la meciul jucați concentrat, nu vă enervați, să aveți o zi minunată și let's go!